Rădăuțenii au trecut peste prima noapte fără căldură în case. Pentru moment, locatarii celor peste 4.000 de locuințe au fost nevoiți să improvizeze. Unii dintre aceștia și-au cumpărat radiatoare electrice pentru a-și încălzi locuințele, iar alții au revenit la metodele tradiționale, precum îmbrăcămintea mai groasă sau încălzirea picioarelor cu apă fierbinte pusă într-o sticlă. Câte grade aveți în casă în clipa de față? Păi acum sunt 16,4 grade. Încă un puțin și se apropie cu temperatura de afară. Absolut. Cam ca pe vremea lui Ceaușescu. 4 ore căldură și restul închis și frig. Ce faceți noaptea asta? Noaptea asta. Șosete albi în picioare, un capot mai gros sub plapumă. Și așteptăm să vină... Să vină căldura înapoi. Să vină căldura și să vină lista de plată. Aia e cea mai groasă. Cam cât plătiți căldura aici în un apartament pe lună? Păi anul trecut la un apartament cu 2 camere plăteam în jur de toate cheltuielile, inclus și apa, 600-700 de lei. 700 de lei? Cam așa. Și agentul termic e suficient încât să încălzească sau? Nu e suficient, dar dacă mai facem economie ca să ne putem încadra în bani. Nu ați răspuneați că alegeți anul ăsta să, efectiv, să plecați ca să... Absolut, aleg să plec la copii în Anglia, așa fac un pic de economie ca să nu mai plătesc cheltuielile. La ei măcar mă răsfaț un pic în căldură. Pun apă caldă în ea, îmi încălzesc la fierbător apă și pun în ea ca să-mi pun la picioare, să-mi încălzesc picioarele. Ca altfel, ce fac? Înseamnă că e frig aici la Rădăuții, e polul frigului. În general, Rădăuții e foarte frig și e cel mai scump din toată țara, din toate punctele de vedere. În continuare încercăm să ținem legătura, pentru că facem eforturi deosebite, să ținem legătura cu firma Norgaz. Am recurs la toate cerințele pe care ni le-au înaintat. Noi le-am respectat până în momentul acesta, i-am spus și pentru perioada următoare calendarul plăților și eforturile pe care le facem din partea primăriei, dar singurul lucru pe care îi interesează pe ei sume extraordinar de mari în cont. Deci în momentul când au bani în cont, atunci stau de vorbă. În rest, faptul că este foarte clar că urmează să facem o hotărâre de consiliu local, să mai alocăm undeva la 2 milioane de lei, nu îi interesează. Pur și simplu nu răspund la telefon. Nu au dat niciun detaliu. Am înțeles de la servicii comunale că au transmis de ceva timp un document prin care le cer efectiv înscris să ne dea, să ne spună doleanțelor efective, pentru că noi tot facem plățile, dar act adițional care să vină în sensul acesta, să avem și noi o siguranță, nu vor să facă. Deci doar discuțiile telefonice și înscris rămân fără să fie concretizate cu un act adițional prin care să ne garanteze, nu știu, că nu vor sista gazul. Da? Deci nu avem nicio garanție că în momentul acesta, că să zicem că facem o plată de 2 milioane de lei, din datorii sau cum încercăm să acoperim acolo și să nu rămână gazul tăiat. Aici este problema. În acest moment, din păcate, în continuare, nu este furnizată căldura și nici apa caldă, din păcate zic, fiindcă am sperat ca în cursul zilei de astăzi să rezolvăm. Acum ne deplasăm la Suceava, avem o ședință la nivel de prefectură, să vedem ce putem face împreună cu domnul primar. Speranța mea e ca să se rezolve în această seară, în această noapte, mâine dimineață, în aceste zile. Cam asta este situația, din păcate, în continuare, este existată atât căldura cât și apa caldă. De la Nordgaz mai aveți ceva vești? Discut cu reprezentanții Nordgaz. Ultima notificare pe care le-am trimis-o, le-am cerut să încheiem o convenție și suntem dispuși să plătim și înainte un avans de 2 milioane de lei. În ideea să reia furnizarea de gaze naturale, așteptăm acum un răspuns din partea lor.